Doamnelor, domnilor, am marea bucurie ca în această emisiune să port un dialog cu domnul profesor Alexandru Babeș, membru corespondent al Academiei Române, profesor și cercetător în domeniul biologiei la Universitatea din București. Bun venit, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Știu că vă ocupați de foarte mulți ani de un domeniu care este un domeniu de avangardă astăzi, și anume studiul durerii, care, sigur că, în primul rând, este de interes pentru medici. Noi toți știm că atunci când ceva ne doare, mergem în primul rând la medici, nu căutăm un doctor în biologie neapărat. Dar fără cercetările pe care le fac biologii, biochimiștii, cu siguranță că nimic din ceea ce înseamnă astăzi progresul în științele medicale nu ar fi fost posibil. Dar aș vrea să începem prin a ne spune care sunt în momentul de față principalele linii de atac ale acestui lucru care ne deranjează așa de multe ori în viața de zi cu zi, durerea. Eu lucrez pe modele celulare și moleculare, deci suntem destul de departe de clinică. Asta aș spune de la început, pentru că adesea când discut cu prieteni, cu oameni, să zicem, neinițiați despre ce fac în laborator, o primă întrebare e, bun, și când veniți cu niște analgezice, cu niște terapii, drumul e lung și suntem departe de punctul ăsta. Dar, cum spuneați, e nevoie de partea asta fundamentală, de cercetarea fundamentală. Deci noi lucrăm pe celule, sunt celule prelevate de la animal și acolo e vorba de neuronii senzitivi care detectează stimulii dureroși și stimulii termici, deci să ne ocupăm, dar lucrăm și pe modele mai sofisticate în care avem deja receptorii și canalele ionice, moleculele durerii, dacă vreți, și le putem exprima în anumite celule gazdă și le putem studia în izolare. Deci cam astea sunt cele două modele biologice pe care... Studia și celule vii și studia și modele care sunt simulate pe computer, bănuiesc. Pe computer facem multă analiză de date. Dar în principiu ne obținem datele experimentale investigând aceste celule și aceste molecule care semnalizează durere. Să vă dau un exemplu, o temă importantă de cercetare în ultimii ani în laboratorul meu a fost legată de niște boli genetice umane rare, din fericire, care sunt asociate cu fotosensibilitate dureroasă. Deci, în mod normal, știm că durerea e produsă, poate fi produsă mecanic, o stimulare intensă mecanică, de o lovitură, de o traumă, poate fi produsă de temperaturi extreme foarte ridicate sau foarte scăzute, poate fi produsă de substanțe chimice iritante, cum e capsaicina, de pildă, care e substanța activă din ardeiul iute, dar mai puțin ne imaginăm că lumina poate să doară. Cum se întâmplă asta? La acești pacienți lumina doare. Da? Pentru că ei au mutații în niște gene care produc enzime implicate în sinteza unei molecule importante care se numește HEM. Și când ciclul ăsta sau secvența asta de reacții nu funcționează, se acumulează, e ca o aglomerare pe autostradă, dacă vreți. Să ne imaginăm că e o autostradă cu patru benzi și brusc din patru rămâne una singură. Vă dați seama ce ambuteiaj e acolo, se aglomerează lucrurile. La fel se întâmplă și în lanțul ăsta de sinteză a HEM-ului, când sunt blocate anumiți pași din cauza disfuncționalității unor enzime, se acumulează ce vine din urmă. Se acumulează precursori care sunt foarte toxici. Sub acțiunea luminii, moleculele astea absorb lumina și produc ceea ce noi numim specii reactive de oxigen. Să zici ca niște gloanțe moleculare care împușcă deci în jur. Condițiile și acestea sunt genetice, nu sunt dobândite neapărat prin anumiți factori externi. Sunt boli genetice. Da. Dar acești pacienți au o vulnerabilitate uriașă față de lumină. Deci ei nu pot să stea la mai mult de câteva minute fără să simtă durere. Deci asta înseamnă că noi percepem lumina numai cu receptorii care sunt dedicați din ochi, să zicem așa, cei care sunt din retină, ci cu tot corpul. Adică unde se simt aceste dureri care sunt induse de... În mod normal, pe piele. Bolile astea se numesc porfirii cutanate. Sigur că, în mod normal, o persoană care nu are aceste probleme genetice nu simte lumina pe piele. Sigur, dacă ești expus la ultraviolete, la plajă, încep să simți iritația chiar și pe piele. Dar la ei procesul e mult, mult amplificat. Și noi am descoperit în laborator că există niște receptori care sunt foarte sensibili la aceste gloanțe moleculare, la acești radicali liberi. Și ei se activează masiv în prezența luminii la acești pacienți și produc semnalele astea de durerii care vin catastrofic spre creier. Și eu zic că a fost o descoperire importantă, am și publicat-o într-o revistă foarte bună. Și ea poate să deschidă calea spre eventuale terapii care să atenueze simptomele, să crească calitatea vieții acestor pacienți cândva, în viitor.
O reprezentare comună foarte naivă este că întreaga istoria medicinii este lupta împotriva durerii și, într-un fel, și lupta împotriva morții, să amânăm cât putem de mult finalul nostru fizic. Pe de altă parte, cred că acest domeniu, am mai avut discuții cu unii dintre colegii dumneavoastră, de pildă cu doamna academician Luiza Flonta, care e interesată de această problematică. Pe de altă parte, unii dintre colegii care am vorbit mi-au zis că este un domeniu relativ recent acesta în care se studiază durerea ca atare, adică se focalizează cercetarea pe durere într-un mod mai general, aș spune, adică asta e de fapt o nedumerire a mea. Pentru că ideea este că fiecare organ al nostru ar putea să aibă probleme, nu? De funcționare, probleme din acestea medicale și atunci durerea o simți în acel organ. Dar înțeleg că dumneavoastră discutați la un nivel mult mai general. Ați putea să ne faceți o scurt istoric al acestei întorsături, să spunem așa, în studiul durerii? Eu cred că un pas important s-a făcut odată cu descifrarea genomului uman. Vorbim de anul 2003, când aceste studii au căpătat această tentă moleculară. Deci până atunci existau studii, investigații ale durerii, dar se făceau pe preparate biologice mai crude, pe terminații nervoase, pe cornee, de pildă, unde ai acces la terminațiile astea neuronale specializate pentru durere. Dar lucrurile au progresat enorm odată cu identificarea moleculelor durerii. Deci de aici lucrurile au devenit cu adevărat, să spunem, spectaculoase și progresele încep să se vadă în mare măsură și în clinică. Ba chiar e de menționat aici că, dacă nu mă înșel, în 2021 s-a luat premiul Nobel exact pentru aceste descoperiri. Pentru... Deci e un mecanism mai general, să spunem așa, un mecanism generic al durerii care da, e legat există, de aceste molecule, nu e vorba de ceva foarte specific și foarte diferit de la un organ la altul. Nu, e un mecanism general, dar în același timp e specific pentru durere. Există o populație dedicată de neuroni șlefuită de evoluție, căror misiune asta este, să ne avertizeze atunci când țesutul e lezat. Leziunea există sau e potențială? Se poate produce o leziune sub acțiunea unui stimul de mare intensitate. Și aceste molecule de durere au fost, li s-a acordat premiul Nobel, David Julius, în 2021, de la Universitatea din San Francisco. Este primul care a găsit o moleculă, un receptor activat la temperaturi mari. O temperatură care în mod normal provoacă durerea. Și de aici lucrurile s-au deschis în mod spectaculos și pe calea asta am urmat și noi. Noi avem acești receptori, avem ADN-ul pentru receptorii ăștia și îl putem manipula. De pildă putem face mutații în acest ADN, înlocuim punctual anumite unități din structura proteinei și putem vedea ce impact are acest lucru asupra funcționalității și semnalizării durerii în sensul viu. Oricât ar fi de neplăcută durerea și mai ales intensitatea ei, pentru că nimeni nu se poate adapta la durere. Că nu poți să spui că într-o zi, două, trei, dacă ai o durere puternică, ajungi să te adaptezi la ea. Și asta este o altă întrebare pe care vreau să vă spun. De ce? Pentru că ne adaptăm la foarte multe alte lucruri, dar nu la durere. Dar revin, oricât de neplăcută este durerea, uneori ai dori să ai dureri, pentru că sunt boli tăcute care pot să avanseze, cum ar fi de forme de cancer, să spunem, și afli foarte târziu, într-un stadiu aproape terminal, că e acea boală. Ce se întâmplă? De ce uneori mecanismul funcționează, care are clar o bază evoluționistă? Nu? Durerea semnalează o boală, semnalează un lucru care este grav sau care este un atentat la existența noastră, dar pe de altă parte sunt situații în care nu se întâmplă asta. Da, exact cum spuneți. Observa foarte bine, durerea este un cadou pe care l-a făcut evoluția, pentru că e benefică, e absolut benefică. Pe de o parte ne permite să retragem un membru în fața unui stimul ostil care ne poate face rău, deci are acest efect în imediat, să spunem, dar și pe termen lung, o leziune profundă, de pildă, produce ceea ce numim hipersensibilitate inflamatorie sau durere inflamatorie și asta te obligă să calci cu mai multă prudență pe o gleznă luxată, să menajezi membrul respectiv. De fapt, nici nu poți să calzi, cauza faptului că nu te obișnuiești cu durerea. Da, să dai timp corpului să se vindece. Da? Deci sunt două roluri benefice pe care le are durerea și cât de importante sunt, se vede foarte bine la, iarăși, un grup, din fericire, puțin numeros de pacienți care suferă de o altă boală genetică rară în care au insensibilitate congenitală la durere. Deci acești pacienți nu au acești neuroni. Ei nu se dezvoltă
Și atunci ei nu simt durerea Am sub putea nicio spune la formă. început că sunt foarte fericiți, dar de fapt nu sunt deloc fericiți, pentru că și ei pot fi supuși unor agenți patogeni și unor Absolut. boli care sunt poate chiar letale pentru ei. Absolut, a surprins foarte bine. Multe lume ar fi tentată să-i invidieze, dar nu e adevărat. Ei, de regulă, au o viață scurtă și chinuită, pentru că se acumulează leziunile astea silențioase, care spuneți, distrugeri progresive de articulații și așa mai departe. Asta ridică o problemă foarte interesantă. Oricât ar fi de paradoxal sau de neașteptat, nu știu, pentru dumneavoastră poate nu, dar cu siguranță pentru unii dintre cei care ne ascultă, o problemă filozofică cu care în ultimii 40-50 de ani cei care se ocupă de filozofia minții, philosophy of mind și a conștiinței, eu mă ocup de această chestiune, au semnalat-o. Primele discuții apar și sunt foarte interesante la Wittgenstein în cercetările filozofice și exemplele tipice pe care le dă Wittgenstein și au fost preluate după aceea în tradiția aceasta filozofică anglosaxonă sunt chiar cu durerea. Simt o durere acum, să spunem, în mâna dreaptă sau în molarul din partea stângă. Discuția a continuat și astăzi este foarte vie, mai ales în ceea ce înseamnă experiențierea subiectivă a durerii. Deci, pe de o parte, este mecanismul acesta biologic, biochimic, fiziologic, pe care dumneavoastră îl studiați. Și dacă nu greșesc, formația noastră de bază este de biofizician. Nu e chiar cea de biolog. Poate o să ne spuneți care sunt deosebirile, dacă mai sunt astăzi deosebiri importante. Deci, pe de o parte, este mecanismul acesta obiectiv, care poate fi măsurat, care poate fi pus în evidență prin teste de laborator. Pe de altă parte, este perceperea subiectivă a durerii. Și problema filozofică este dacă le putem identifica pe amândouă. Sunt argumente foarte bune că nu pot fi identificate și că experiențierea durerii este diferită totuși de ceea ce se întâmplă în suportul biologic, care produce totuși cauzal experiențierea durerii. Nu se pune problema lipsei oricărei legături. Se pune problema că atunci când noi avem experiența durerii, este totuși ceva diferit față de mecanismul obiectiv care produce durerea. Și aceste cazuri rare, nefericite de oameni care nu simt durerea, arată că, de fapt, obiectiv se întâmplă ceva acolo, dar nu au experiența durerii. Cum vă raportați ca biofizician? Știu că oamenii de știință au acest temperament mai reducționist, adică să reducă totul la structurile acestea fizice, materiale. Cum comentați din această perspectivă punctul de vedere pe care vi l-am împărtășit aici? E corect. Cumva noi ne poziționăm ca urmașa lui Descartes. Descartes a fost cel care a insistat asupra acestui aspect obiectiv al durerii. La Descartes, poate puțin știu că Descartes, toată lumea știe de cogito ergo sum, de contribuțiile filozofice și matematice, nu? Descartes a inventat geometria analitică. Poartă numele, geometria carteziană. Exact. Dar puțin știu că el a avut și interese majore în biologie. El și-a dorit să producă un model al organismului viu și să reducă într-adevăr organismul viu la condiția de mașină. Pentru el, un animal, oricât de complex în aparență, nu e de fapt decât o mașinărie sofisticată formată din angrenaje, din tuburi, din fluide, pompe și așa mai departe. Și tot în contextul ăsta el dă chiar exemplu durerii și spune că toate părțile corpului sunt legate cu niște fire întinse, rigide și născute de un centru unic al durerii din creier și lucrurile funcționează ca la un, am spune azi, ca la un sistem de alarmă. El dă altă analogie. El spune ca la un clopotniță în care călugărul stă la baza turnului, destul de aproape. Trage de frânghie și sus începe să sune clopotul. Mare vorbind, era destul de aproape de ceea ce într-un fel, se da, întâmplă, da. Pentru că el acoperă componenta asta obiectivă pe care ați menționat. Dar în înțelegerea modernă intervin și celelalte aspecte pe care le-a sugerat partea subiectivă, să-i spunem. Deci astăzi știm că durerea nu e doar o senzație fiziologică pură, cum ne spune Descartes, ci are și o componentă emoțională importantă. Pentru că știm că sunt regiuni ale creierului, arii corticale, care sunt implicate în procesarea emoțiilor și care se activează puternic atunci când produci durere unui subiect uman. Nucleul amigdalian, de pildă, cortexul cingulat anterior, aici în partea din față, între cele două emisfere. Și știm asta și din observații. Cine vede și pe internet, sunt o mulțime de poze și filme cu participanții la ceremonii din astea religioase, mistice, hinduse, de pildă, Taipu Sam. Ei nu prezintă semnele exterioare ale durerii. Asta ne arată că în condițiile unei emoții intense, percepția durerii este puternic atenuată. Deci asta e cea de-a doua componentă, cea emoțională, și mai e și a treia. Să zicem partea de interpretare cognitivă a contextului. Deci știm că durerea poate să însemne ceva într-un anumit context și cu totul altceva într-un alt context. Poate să aibă o semnificație benefică.
De asta și-a dat seama un medic american, Henry Beecher, când a tratat soldații răniți pe plaja de la Anzio în timpul celui de-al doilea război mondial, când a constatat că ei nu se plângeau de durere și nici măcar nu cereau analgezice, morfine, de pildă. Și și-a dat seama de ce se întâmplă asta, pentru că ei știau că durerea asta era biletul de ieșire din coșmarul de acolo. Urma să fie trimiși pe o navă, spital, sau poate chiar cei norocoși înapoi în Statele Unite. Și el a publicat un articol psihologică și socială, deja nu mai este neapărat o componentă strictă în sensul fiziologică. Nu, suntem dincolo de fiziologie. Da, ceea ce arată totuși complexitatea acestui fenomen, pentru că această experiențiere, nu zici experimentare, pentru că nu facem un experiment, ci trăim, avem experiența durerii. Această experiențiere a durerii arată că la noi, la ființele umane, există și o dimensiune socială și culturală, a felului în care o trăim, o percepem și o comunicăm și celorlalți. Și asupra acestui lucru atrage atenția într-un fel și Wittgenstein și apoi toți cei care au continuat. E un argument foarte interesant al lui Saul Kripke, un mare filozof și logician american, care încearcă să readucă în atenție pe Descartes și concepția lui dualistă, fără să o susțină în totalitate. Și exemplul lui Kripke este un exemplu care se concentrează asupra analizei durerii, nu a conceptului de durere, ci a senzației de durere. Și aici vine o altă întrebare, o altă nedumerire a mea și de multă vreme vreau să am acest dialog cu cineva care chiar se ocupă de domeniu. Poți să simți o durere fără să ai în mod obiectiv acea durere? Adică să ai un fel de fake, un fel de durere contrafăcută, dar pe care o simți. Pentru că ideea este că ceea ce e esențial, ceea ce e intrinsec într-o durere, este că o simți ca pe ceva dureros. Este ceva aproape analitic, ceva tautologic. Dar din punct de vedere medical poți să spui că simți o durere fără ca în mod obiectiv să ai niciun fel de cauză existentă pentru acea durere sau încă nu ai găsit cauza pentru durerea pe care o simți. Cunosc oameni care au de ani de zile problemele acestea, simt dureri în corp sau în anumite momente în care fac anumite mișcări, dar n-au putut fi puse în evidență niciun fel de cauze fiziologice obiective. Da, noi spunem că, sau ce vedem în experiența clinică și în experiența umană în general, că avem un întreg spectru de manifestări ale durerii. La un pol avem situații în care există leziune, există traumă. Acolo e relativ ușor, mai ales dacă este tipic. Dar nu există durere. Bun. Cum am văzut la solații de la Angel. Da. Iar la celălalt capăt al spectrului avem într-adevăr durere cronică, durere persistentă, care durează luni și ani de zile, în absența oricărei cauze organice. Întrebarea mea este dacă organismul este integru, nu are niciun fel de problemă evidentă și cu toate acestea există o percepere subiectivă, o trăire subiectivă a durerii. Astfel de cazuri, ce probleme ridică pentru teoriile și pentru înțelegerea actuală? Simplu, de pildă, în peste 80% dintre cazurile pacienților care se plâng de durere lombară, durerea low back pain, cum se cheamă, investigațiile astea imagistice nu pot să pună în evidență niciun disc dislocat, nicio problemă organică, nicio leziune. Deci intervine cele mai greu de tratat. Sunt foarte greu de tratat, pentru că aici avem de-a face cu o disfuncție nu a țesuturilor corpului, ci a sistemului de semnalizare în sine. Deci alarma devine problema. E ca o alarmă de mașină care sună când a căzut o frunză uscată pe mașină și începe să sune. Da, cel puțin violent. Ai frunză acolo. Ai avut poate să se declanșeze și spontan. Deci astea sunt de regulă situații în care sistemul nervos, fibrele astea de semnalizare ale durerii, încep să acționeze pe compropriu. Încep să se activeze spontan în absența unor stimuli. Cu bolile autoimune? Poate să aibă anumite... Sunt multiple cauze. Poate să fie diabetul. Poate să fie disfuncții care apar în urma unor terapii. Deci, finalmente, e tot ceva fiziologic. Trebuie să fie undeva o cauză fiziologică. Noi suntem, cum spuneați, reducționiști. Trebuie să găsim vinovatul. Cauzalitatea nu e de la minte. Trebuie la minte să găsim moleculele. Trebuie să fie de la corpul fizic la minte. Trebuie putem să găsim o moleculă. Da. Și de minte. Și e interesantă treaba asta, pentru că s-au făcut niște studii. Pentru că, iarăși, multe lume întreabă când spun că mă ocup de durere. Întrebarea care vine adesea este durere fizică sau durere sufletească? Da? Deci, e o întrebare legitimă. Poate că nu suntem de acord întotdeauna cu termenii, dar faptul că oamenii au momente de acestea în care sunt deprimați fără să aibă o depresie, nu? Sigur. Și ce e interesant este, cum spuneam, s-au făcut niște studii, modeste cei drept, care să investigheze ce se întâmplă în creier la subiecții care, sau chiar pacienții, dacă vezi, care suferă de alienare, de însingurare, de izolare socială.
Și sunt experimente care reproduc această stare și când se fac în condițiile înregistrărilor de imagistică funcțională, știți desigur despre RMN-ul ăsta funcțional, care arată ce regiune ale creierului se activează în anumite condiții, ce se vede absolut fascinant, și anume se vede că la acest subiect se activează exact aceleași regiuni ale creierului care sunt implicate și în percepția complexă a durerii fizice. Deci lipsește, să spunem, componenta senzorială, în schimb se activează acele componente emoționale, exact ce spuneam, cortexul cingulat anterior, cortexul insular. Deci e ca și cum evoluția, ca să semnalizeze acest tip de afectare, de vulnerabilitate, care evident e mult mai vine mai târziu în evoluție decât durerea fizică, împrumută aceleași mecanisme, da? Ca să te facă la bază, să dea starea asta de aversiune împotriva unei situații. La bază e vorba de unul și de același mecanism până la urmă, pentru că ideea aceasta că toate procesele mentale și psihologice sunt embodied, sunt întrupate, cum ar veni, nu? Sunt corporalizate, este una dintre ideile cele mai fertile care a fost explorată în ultima vreme în filozofia minții, filozofia psihologiei și în legătură și cu durerea. Adică să nu fie această deosebire radicală între fenomenele mentale și fenomenele din creier. Până la urmă, dacă exact aceleași pattern-uri din creier sunt activate atunci când nu ai de fapt o durere fizică, ci ai ceea ce se cheamă o anxietate, să spunem, o teamă foarte mare sau foarte puternică. Ce interesant e că uneori se întâmplă în clinică, sunt cazuri de așa numită asimbolia durerii. Asta mi se pare fascinant. Deci sunt pacienți, asimbolia sau durerii se regăsește la pacienți care au leziuni exact în aceste regiuni responsabile de componenta emoțională a durerii, de pildă cortexul cingulat anterior, și ei simt durerea, dacă îi stimulezi dureros undeva, îi spun, da, mă doare, dar nu le pasă. E absolut fascinant. E ca și cum nu e durerea lor? Sunt complet, exact ca și cum nu e durerea lor. O simt că e durerea lor, dar nu că îi implică. S-o pot localiza, poate să spună, da, e intensă, mai puțin intensă, da. Complet indiferență la durere. Uh-huh. E absolut fascinant. Sunt cazuri deschise încă de pe la 1920 de neurologi din Viena. Asta arată ce complexități are creierul uman și tot sistemul acesta neurofiziologic. Și asta deschide și căi terapeutice, pentru că în situații de durere intratabilă se produc leziuni în mod deliberat. Chiar vreau să mă întreb acum o pereche de probleme pe care aș vrea să vă ridic. Sunteți format ca biofizician, deci practic formația principală e în fizică, dar cu o deschidere către biologie. Și știm foarte bine că fizica este știința fundamentală pentru tot ceea ce înseamnă viziunea aceasta fizicalistă asupra Universului, care este viziunea științifică contemporană. Psihologii, toți ceilalți încearcă ca să dea explicații din ce în ce mai credibile, reducând într-un fel sau altul mecanismele explicative la ceea ce de multă vreme fac fizicienii. Dar, pe de altă parte, ceea ce ne spuneți acum arată cât de importantă este abordarea interdisciplinară acestui fenomen, pentru că e clar că nu puteți să lucrați doar dumneavoastră ca biofizician în acest domeniu și că aveți nevoie de mulți alți colegi de alte discipline. Puteți să faceți o listă a acestor discipline importante cu care trebuie să colaborați pentru a vă face cercetările? Sigur, și vreau să trebuie să aduc argumentul ăsta, fiindcă țin un curs general de fizică studenților de anul întâi, biologi, biochimiști mai precis, și trebuie să-i conving de ce e fizica importantă. Și unul din argumente însemnând mecanică, adică începeți cu cursul de bază, nu? Fizica generală. Da. Nu fizică pentru biologi. Cursul se cheamă fizică pentru biologi, dar trec și prin lucrurile astea fundamentale. Mi se pare obligatoriu să afle ceva despre Newton, ceva despre termodinamică, despre Helmholtz mai departe, optică, despre Boltzmann. Despre, da, optică, e sigur. Importantă și pentru biologi. Ceva fizică modernă, Einstein, nu? Cuantele. Dar primul lucru pe care trebuie să-i conving e să fie atenți, pentru că încerc să le spun că știința modernă e obligatoriu multidisciplinară, cum ați sesizat. Deci în grupurile de cercetare din domeniul meu, de pildă, foarte frecvent se întâlnesc biologi, biochimiști, fizicieni, geneticieni. La mine, în grupul meu, conduc un mic grup de cercetare la Facultatea de Biologie și acolo am colegi fizicieni, biochimiști. Am și un filozof, pe Dan Domokoș, pe care îl cunoașteți, cu care colaborăm foarte bine și e o perspectivă nouă și proaspătă când vine cineva cu tipul ăsta, cu tiparul ăsta de educație. Deci eu zic că e indispensabil să ai viziuni diferite, pentru că fenomenele sunt studiate acum la nivelul ăsta celular și molecular și acolo felul în care se mișcă aceste molecule, felul în care sunt dispuse, interacționează unele cu altele, acolo e fizica, nu poate fi înlocuită. Cred că e un drum lung de la cercetarea fundamentală de laborator în domeniul biofizicii, atunci când cercetați durerea, până la ceea ce se va întâmpla într-o clinică.
Puteți să ne schițați puțin care sunt pașii care trebuie făcuți și ce se întâmplă, pornind de la o realizare pe care o aveți dumneavoastră, până când această realizare se transformă într-o intervenție cu succes, o intervenție clinică cu succes? Deci noi suntem la început de drum. Noi testăm, să spunem, o substanță și găsim că are un efect potențial analgezic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că reduce semnalele durerii, reduce activitatea unor molecule pe care știm, sau receptori despre care știm că semnalizează durerea. Ăsta e primul pas, asta vedem pe celulele noastre. Pasul următor e să trecem pe modele animale. Deci de la modelul celular treci la modelul animal. Dacă și aici lucrurile merg bine, de aici o preiau alții. De aici apare, să spunem, componenta translațională și lucrurile se pot îndrepta spre clinică. Dar aici iarăși sunt foarte bine reglementați pașii, sunt studiile clinice, stadiul 1, stadiul 2, stadiul 3, în care mai întâi se testează toxicitatea substanței, se vede pe un grup mic de voluntari sănătoși, ca să vezi dacă nu au reacții adverse. Și mai interveniți și în această fază, nu, în această etapă? Acolo noi numai, acolo s-a încheiat. E preluată în totalitate de către medici. Da. În laboratorul meu ne ocupăm aproape exclusiv de celule. Deci, din fericire, nu avem de-a face cu animale și nu trebuie să încercăm acum, pentru că e important. Ca să poți să publici o lucrare de impact mare, trebuie să acoperi pe cât posibil și partea asta de model animal. Și încercăm acum să dezvoltăm și aspectele astea comportamentale. Am un coleg, Tudor Șelescu, conferențial la noi, care e interesat de aspectele astea și are expertiză în zoopsicologie. Este evident că tot ceea ce faceți este de interes maxim pentru noi toți, pentru oameni. Pentru că lucrați pentru a ameliora durerea. Pentru a o elimina cu totul acolo unde este posibil, în anumite cazuri. Cât de important este să comunicați aceste lucruri unui public care nu este de specialitate, care nu e alcătuit nici din biofizicieni, nici din geneticieni, nici din fiziologi și așa mai departe. Comunicarea științei în momentul de față, cât de importantă vi se pare? Și tot fiind faptul că dumneavoastră înșivă ați lucrat în acest domeniu și ați publicat două cărți, dacă nu greșesc, în care ați povestit unui public interesat, cultivat, dar mai larg, care nu e de specialiști, despre aceste lucruri care sunt pentru noi toți fascinante și foarte interesante. Eu cred cu tărie că e obligația noastră. Deci noi suntem într-o situație extrem de privilegiată și noastră și eu, în sensul că ne facem din hobby o meserie și mai suntem și plătiți pentru asta. Deci suntem plătiți de autorități să ne filozofilor cultivăm... în general le place să vorbească, ei sunt mai vorbăreți, adică ei vor să capteze publicul. Dar dumneavoastră lucrați într-un laborator, însă foarte important să arătați, să transmiteți un mesaj dincolo de limbajul foarte specializat al laboratorului. Exact. Deci acest privilegiu de a ne face, de a ne urma curiozitățile și hobby-urile științifice vine la pachet și cu obligații. Și zic eu că obligația asta este să comunicăm aceste rezultate. Nu le ținem pentru noi, să ieșim din celebrul turn de fildeș și să comunicăm cu acest public larg. Eu cred că există un apetit mare în comunitatea ca întreg pentru descoperirile științei, mai ales că trăim în vremuri complicate. E foarte clar. Deci, lăsăm la parte războiul, care se pare să fie peste tot și care se duce acum cu mijloace extrem de sofisticate, drone și roiuri de drone și lucruri de genul ăsta, dar avem schimbările climatice, avem inteligența artificială care prezintă provocări serioase. Mai aproape de domeniul meu avem editarea genomului uman, care iarăși ridică niște probleme de etică și de importante. Și sentimentul meu și convingerea mea e că nu trebuie să lăsăm pe mâna politicienilor aceste decizii, pentru că ei adesea sunt puțin informați. Și Doamne ferește, nici pe seama oamenilor de știință, ci comunitatea, societatea ca întreg trebuie să intre în acest dialog și trebuie să o facă într-un mod informat. S-a deschide o linie de dialog și de argumentare foarte interesantă. În ultima vreme și filozofii, dar și oamenii de știință s-au ocupat de relații între știință și democrație. E un autor foarte important la ora actuală în Statele Unite, Philip Kitcher, care a scris mai multe cărți despre ceea ce el numește well-behaved science, știința care se comportă bine și în care concepe că alături de oamenii de știință care sunt specialiști în domeniile lor, trebuie să existe cetățeni informați care să înțeleagă nu numai mesajul, ci și mizele acestor cercetări și atunci împreună să contribuie la niște decizii politice în așa fel încât finanțarea acestor cercetări să continue. Pentru că e foarte important cum aloci resursele pentru că astfel de cercetări și în laboratorul nostru să se desfășoare și în viitor. Deci ideea aceasta că doar savantul, omul de știință, este cel care
este îndreptățit să transmită un mesaj științific, pare să fie depășită într-un moment în care știința se democratizează foarte mult. Aspecte pozitive sunt pe de o parte, dar sunt și aspecte negative, pentru că uneori avem doar iluzia că înțelegem aceste complexități și putem să acționăm în mod irresponsabil fără să ne dăm seama. Deci este foarte importantă perspectiva expertului, dar doar perspectiva expertului, cum a spus, nu este suficientă în momentul de față, mai ales în temele foarte mari, incluzie încălzirea globală, editarea genomului, probleme legate de climă sau alte probleme legate, de pildă, de hrană, nu? Organismele modificate genetice, exact. De hrana modificată genetic. Toate acestea au mize societale și mize politice foarte mari la nivel mondial. V-ați adus contribuția la acest gen de dialog. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte, putem presupune că toți cei care ne urmăresc știu ceea ce ați scris ca un comunicator foarte, foarte bun, aș spune eu, foarte dăruit de știință. Vorbiți-ne puțin despre cele două cărți pe care le-ați publicat. Aș spune că motivația de a scrie astfel de cărți a venit tot din activitatea mea didactică, cumva, în timp. Mi-am dat seama că e mai ușor să ajungi la studenți, să-i stârnești interesul, dacă împănezi discursul științific cu anecdote, cu povești umane, cu componenta umană. De pildă, într-un fel reține studentul, dacă îi spui cortexul prefrontal, e implicat în planificare, în luarea deciziilor, în controlul emoțional, mai departe, asta e partea aridă, să-i spunem, în terminologia științifică. Și altfel, dacă îi spui de Phineas Gage, știți povestea lui Phineas Gage, lucrătorul de la căile ferate în America? Povestea este spusă de Damasio, foarte Damasio, frumos, în eroarea lui Descartes, și care arată cum mecanismele raționale și cele emoționale uneori pot să meargă în direcție opusă. Da, da, deci ideea aceasta de a transmite un mesaj științific arid, tehnic, sec uneori, într-o formă care să fie mai acceptabilă, este o idee foarte importantă și această literatură de popularizare la un nivel superior este foarte bine cunoscută, mai ales în Occident, în Statele Unite, în Franța, în Germania. Acolo sunt oameni de știință remarcabili, unii laureați al Premiului Nobel, care s-au asociat cu scriitori de știință, cu ziariști care sunt specializați în a comunica știința, pentru că putem presupune că orice savant are această capacitate, acest talent deosebit de a comunica. Dar nu acesta e cazul dumneavoastră. Dumneavoastră ați scris aceste cărți. Spuneți-ne ceva mai în detaliu, titlurile cărților și conținutul lor. Sunt și cercetători reputați care au scris. Eric Kandel, de pildă, are și cărți și scriitor, da. De popularizare a științei. Da. David Eagleman, un cercetător de prim rang în neurobiologie, să spunem. Dar sunt și, e adevărat, și ziariștii sau în Occident există specializarea asta, science writer. Sunt oameni care fac cursuri post-universitare și care fac lucrurile profesionist și foarte, foarte bine. Noi suntem puțin în urmă. Deci cred că la noi e o nișă care încă nu e complet ocupată. E nevoie, zic eu. Aici am avut o discuție în contradictoriu cu Liviu Ornea, colegul nostru, care spune, dom'le, să traducem foarte mult. Eu cred că e bine să avem și noi cercetătorii noștri care să fie disponibil și după ce cartea a fost închisă, oamenii au întrebări, poți să ai discuții cu cititorii. O generație de ziariști tineri care să fie specializați în comunicarea științei. Deci am două cărți, o carte este de istorie a creierului, a cercetării creierului, a celor oameni temerari, aventurieri, fascinanți, care au avut ambiția asta să înțeleagă creierul. Iar cealaltă carte este mai aproape de, să spunem, de preocupările mele cotidiene, este despre durere. O fel de, dacă vreți, o istorie naturală a durerii. Culturală și naturală a durerii, de la Aristotel până la știința modernă. Și aveți proiecte pentru viitor pe această linie? Dacă le puteți spune, dacă nu, sigur. Deocamdată m-am gândit să iau o pauză. Trebuiau să-mi resuscitez laboratorul. Am avut o pauză de finanțare, din diferite motive, n-a ținut numai de noi, dar trebuie să mă mobilizez, să încerc să aduc fonduri și să țin echipa. Altfel, riști că oamenii să dispară. Avem în continuare de a face cu acest brain drain, continuă să fie o problemă, oamenii foarte tineri pleacă destul de repede. Ați atins aici un punct nevralgic și aș vrea să ne spuneți ce părere aveți și nu sunt doar simple păreri. Noastră ați fost de 3 ori, pe mandate foarte scurte, președinte al Consiliului Național pentru Cercetare Științifică. Lumea academică, lumea cercetării se așteaptă ca aceste consilii să convingă guvernele, guvernul României în general vorbind,
nu doar să aloce o sumă mai mare cercetării, procentul care este alocat acum pentru cercetare este unul cu totul nesemnificativ. Ne plasează undeva la pada listei acestea țărilor din Europa. Dar în același timp e vorba și de predictibilitate și sustenabilitate, pentru că uneori se întâmplă să câștigi un grant de cercetare, dar fondurile să vină târziu sau să nu vină deloc sau să vină cu o periodicitate pe care nu poți să o calculezi. Adică nimic nu mai poate fi planificat. Ori pentru dumneavoastră, de pildă, în laborator e foarte important să vă planificați acest ciclu. Dacă pentru cineva care lucrează ca mine în științe umaniste poți să stai și să scrii, să citești și nu e așa de important ca în fiecare zi sau în fiecare săptămână. Deși și aici e important acum. Dar nu cred că e la fel de important ca în domeniul științelor experimentale sau științelor teoretice care au și această componentă de cercetare experimentală. Cum ați văzut lucrurile din perspectiva aceasta, din perspectiva cuiva care a lucrat într-o agenție guvernamentală? Ce s-a întâmplat în cele 3 mandate, după câte știu, pe care le-ați avut? Au fost 2 jumătăți de mandat și un mandat foarte, foarte scurt. Deci, în total, 4 ani am ocupat această poziție și am coabitat și cu, să spunem, politicieni care au sprijinit cercetarea și care aveam un dialog și erau dispuși să susțină cercetarea și militau pentru creșterea fondurilor. Am avut și parte de alte tipologii politice. Nu mă aștept la foarte mult de la politicieni, din păcate. Cred că senzația lor este că știința, cercetarea, e o chestie un fel de lux pe care ne putem dispensa, e ceva esențial și e profund greșită, din păcate, mentalitatea asta. Și, cum spuneați, e foarte adevărat. Această mai lipsă de științele fundamentale, pentru că altfel, atunci când e nevoie să elaborezi niște planuri, niște proiecte, de obicei apar doar științele aplicative sau tehnologia. Acestea sunt cele care par să împingă foarte mult societatea înainte. Nu se gândește nimeni la cercetarea fundamentală, la matematică, la fizica fundamentală, nu? Da, și asta e o formă de orbire, pentru că dacă te uiți în jur, vezi că țările care au cercetare aplicativă performantă au obligatoriu și cercetare fundamentală vizibilă și de mare calitate. Nu se poate că aș mai avea un scaun cu 2 picioare, mai trebuie unul. Deci, și care trebuie să se susțin resursa umană, migrează dintr-o parte într-o alta. Concret și direct, care a fost experiența noastră în aceste jumătăți de mandat pe care le-ați avut? Experiența mea a fost pe undeva benefică, pentru că măcar nu aș vrea să mă laud sau să sune a laudă, dar în cei 4 ani în care am fost președintele Consiliului au existat competiții în fiecare an. Au fost competiții finalizate, duse până la capăt și mai ales lucrul de care spunem, sunt mândru că împreună cu colegii mei, deci nu a fost un efort al meu personal, am avut mereu un grup extrem de sudat, de colegi foarte buni, am reușit să facem în acești 4 ani evaluare 100% internațională. Se făcuseră pași și înainte, CNCS-ul de dinaintea noastră începuse așa ceva, dar noi am extins larg. Să ne spuneți și intervalele, pentru că oamenii nu... 2011-2013, 2 competiții, 2 ani la rând și am revenit în 2020-2022 alți 2 ani cu competiții. Deci n-a existat sub mandatul meu vreun an în care să nu existe competiție de proiect. Și faptul că l-am făcut cu finanțare internațională e un motiv de bucurie. Nu rezolvă toate problemele, pentru că problemele sunt multe, dar știți dumneavoastră că în România suntem puțini. E o comunitate mică și fiecare îl știe pe fiecare, fiecare fie concurează, fie colaborează cu ceilalți. Deci e aproape imposibil să ai o evaluare obiectivă. Eu nu neg competența și onestitatea și moralitatea evaluatorilor din România. Sunt convins că pot face față fără probleme. Dar multe țări care au comunitate mică recurg obligatoriu la evaluare internațională din acest motiv, din cauza acestei. Și Austria și Elveția. Și țările care au resurse, și țările care ar avea evaluatori în registru de evaluare național și nu se poate cu străini pentru că nu putem să-i plătim, fiindcă nu vor să o facă. Am demonstrat sau că se poate. Uneori se spune pentru că nu înțeleg specificul cercetării din România. Ceea ce este greu de acceptat dacă e vorba de pildă de o cercetare ca dumneavoastră. Da, eu cred că specific întâlnim acolo unde sunt domenii de tip și o folclor sau lingvistică sau da, acolo. Cele da, umaniste. Dar biologia românească e aceeași ca și biologia elvețiană sau suedeză. Sau, pot fi evaluate cu aceleași standarde. Problemele sunt altele sau am o nemulțumire, o nefericire este că am deschis cumva o cutie a Pandorei pentru că am insistat foarte mult pe această scientometrie, pe indicii scientometrici. Noi ne-am propus încă atunci în 2011, am spus, domnule, e foarte important ca finanțarea să urmeze performanța demonstrată.
Și cum demonstrezi performanța? Păi prin acești indicatori scientometrici. Dacă măsurăm ceva, găsești o soluție la orice. Da. E, se pare că există două motive pentru care nu mai statele mulțumit de asta. Unul, pentru că adesea evaluatorii sunt leneși și în loc să evalueze esența descoperirii, importanța, impactul, se uită la cifre. Spun, da, omul ăsta are indice Hirsch 20, are atâtea citări, hai să-i dăm atâtea puncte. Da. Deci e un scurt circuit. Care n-ar trebui să funcționeze. Ar trebui să vezi realmente ce a descoperit omul respectiv, nu câte articole a publicat. Și în al doilea rând, faptul că acești indici pot fi relativ ușor denaturați. Și asistăm la așa ceva, din păcate. Sunt concerne, grupuri editoriale care publică în regim de open access, unde se face... E o întreagă dezbatere și în România acum despre grupurile acestea de reviste. Aici, avem probleme. Revistele predatoare, cum se numesc exact. Predatory journals. Care au proces de peer review extrem de superficial, asta ca să folosesc un eufemism. Articolele sunt acceptate după două săptămâni în regim alert și asta duce la aberații. Sunt cazuri. Trebuie spus acest lucru, chiar dacă sigur nu e foarte plăcut să faci astfel de afirmații, dar sunt cazuri de oameni, de cercetători și la noi în România care au câte 60-70 articole într-un an. Ceea ce înseamnă un articol la 4 zile, la 5 zile, de felul acesta, este imposibil, e inuman, nu? Da, cum spunea, văzându-l pe Caragiale, oamenii ăștia publică mai mult decât citesc. Da. Dar, și nu știu dacă comunitatea are mecanisme de reclare. Abuzând un sistem, nu, acel sistem cunoscut publish or perish, pe de o parte trebuie să existe niște mecanisme instituționale, oarecum obiective, în sens instituțional, pentru a-i motiva, pentru a-i face pe oameni să cerceteze, să publice, pentru că prezența într-un colectiv academic, mai ales la nivel graduat și postgraduat, master și doctorat, ține de propria cercetare. Dar pe de altă parte, se substituie calității total criteriul acesta cantitativ, care poate fi ocolit sau care poate fi manipulat, așa cum bine a spus, indicele Hirsch și alte lucruri de felul acesta. Nu e foarte ușor să o faci, dar nu este imposibil, așa cum s-a văzut. Deci, probabil că sunteți la curent, să spunem și celor care ne urmăresc. În momentul de față sunt anumite organisme ale Ministerului care, prin comisiile de specialiști, cum sunteți și dumneavoastră, încep să se repoziționeze, să propună standarde de evaluare, mai ales atunci când evaluăm, de pildă, parcursul academic pentru a ajunge conferențiar, profesor, conducător de doctorat. Să evalueze pornind de la calitatea cercetării și mai puțin de la numărul care poate fi extins indefinit al publicațiilor. Calitatea cercetării însemnând 10-15 lucrări cu care te identifici în mod absolut. Spui că acestea sunt cele mai bune lucrări pe care le ai și comisia poate să citească doar acele lucrări fără să mai uite colateral la alte cifre care nu sunt atât de relevante pentru a stabili calitatea. Interesant e că această nouă viziune, această nouă filozofie s-a impus în ultima vreme, de pildă la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, CNAT-DCU, ca inițiativă venită din partea oamenilor de știință. A venit în primul rând de la matematică și apoi s-au raliat la această inițiativă oameni care vin din științele naturii, acolo unde se presupune că poți să măsori mai bine impactul folosind indici entometrici decât în domenii cum este al meu, filozofia sau științele umaniste. Deci este foarte interesant și foarte important de văzut această reorientare, această nouă viziune vine chiar de la cei care fac matematică și științele naturii. Și văd că și din partea biologilor acum. Eu aplaud această inițiativă și sunt un ferm susținător al ei. Aș vrea să încheiem dialogul nostru cu ceva care poate să fie neașteptat și inedit pentru noastră. Veniți dintr-o familie care are o reputație științifică. Cel puțin tatăl dumneavoastră a fost un mare savant, un mare om de știință. A lucrat în domeniul arheologiei. Cum anume a influențat acest lucru cariera dumneavoastră? Care era atmosfera de discuții în familia dumneavoastră? Și anume v-a făcut să nu vă îndepărtați foarte mult de acest etos pe care îl văd venind în familia dumneavoastră, în familia Babeș? Mulțumesc pentru apreciere. Chiar nu m-am așteptat și acum sunt puțin emoționat. Tatăl meu s-a stins v-am luat prin surprindere cu asta, știu. Eu am un interes special pentru arheologie, da. Și de asta aș vrea să-mi spuneți, din interior. Cred că, sigur că climatul din casa conta foarte mult, faptul că am crescut și asta îmi reduce cumva meritele atâtea câte sunt, faptul că am crescut într-o casă cu pereții acoperiți de cărți. Deci am avut șansa asta și climatul ăsta de foarte devreme. Și cred că mi-am dorit să-mi impresionez părinții cumva, dar încercând să fac altceva decât ei. Mama a fost biolog,
tata arheolog, și atunci eu m-am îndreptat spre fizică, în ideea de a-mi croi drumul meu. E adevărat că după aceea m-am întors către biologie, către, să zicem, domeniul mamei, dar tata a fost mereu un spirit critic și un om de la care am avut enorm de învățat. Sigur, poate e mai greu pentru dumneavoastră să spuneți, dar pot eu să spun că în generația domniei sale și în general vorbind, arheologul Babeș este un reper pentru arheologia românească în ultimii, să zicem, 50 de ani, 60 de ani. Și Universitatea din București, cercetarea de arheologie, de istorie din România, i-au datorat foarte mult. A fost un om foarte pasionat, fără discuție. Mă bucur mult că am avut acest dialog, domnule profesor, și eu personal aștept următoarea carte a noastră de popularizare. E mult mai greu să citesc direct ceea ce faceți în laborator. Pot să înțeleg probabil anumite lucruri, dar citesc cu mare plăcere toate aceste publicații care ne ajută să fim mai aproape de ceea ce fac adevărați oameni de știință. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă. Doamnelor, domnilor, mulțumim foarte mult pentru atenția cu care dumneavoastră priviți emisiunea noastră Dialoguri Academice. Vom continua în acest sezon cu alte dialoguri împreună cu membrii ai Academiei Române, cu cercetători din Institutele Academiei Române. Vă mulțumim!